În fiecare vară, la Bârlești, Mogoș, în județul Alba, este readus în actualitate unul dintre cele mai frumoase obiceiuri tradiționale, Claca de Coasă, un proiect de valorificare a ocupațiilor tradiționale românești în care oamenii din zona de munte își dau mâna pentru a se ajuta, o dovadă în plus a unității și a respectului dintre oameni. Munca este aici cu adevărat o bucurie, bucuria de a fi împreună. Oamenii cosesc, cântă, chiar întind și o horă cu joc și voie bună. Nu lipsește masa cosașilor, pregătită cu atenție, ca în vremurile de altădată, cu bucate tradiționale românești, slănină, brânză, ceapă roșie, plăcinte și sarmale. În vecinătatea muntelui Bârleștilor, unde are loc Claca de Coasă, e locul pentru binecuvântare și rugăciune. Aici stă dovada a credinței și a respectului pentru trecut, Biserica de Lemn, monument istoric care datează din anul 1844. Poartă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena și este locul în care oamenii se regăsesc și mulțumesc pentru binecuvântarea acestor locuri. Tot aici este adusă în atenție și activitatea lui Ovidiu Bârlea, etnolog, prozator, folclorist, cercetător român, originar din Mogoș. Oameni importanți din lumea culturii, profesori, universitari, doctori, din diverse centre universitare din țară, prezintă aici bogată activitatea acestuia. România este o țară frumoasă, cu oameni frumoși. Să ne bucurăm de ea! Înțelepciune! Epistola către Romani, Sfântului Apostol Pavel, citire! Să luăm aminte! Fraților, cu toți Sfântul să se supune altelor și cu dragul și este să vrem numai pe la Dumnezeu. Sub acest nume Ovidiu Bârlea, iată că și în acest an, la a patra ediție a acestui eveniment care se desfășoară aici în Bisericuța din Bârlești, monument istoric, suntem adunați cu toții pentru a ne bucura pentru acest folclorist, Ovidiu Bârlea, cel care pune bazele folclorului românesc la noi în țară. Spun că nu este puțin lucru pentru că noi, ca și români, ca și comunitate creștină, în primul rând ortodoxă, nu putem să ne identificăm fără a ne promova cultura în primul rând. Iar folcloristul nostru, Ovidiu Bârlea, a dus acest lucru la un nivel de mare valoare, pentru că este cel care pune bazele folclorului nostru românesc. Nu vreau să mă lungesc, vreau să ne încadrăm în program. Eu, ca preot paroh, vă mulțumesc tuturor pentru dragostea care ne-o arătați, pentru faptul că promovați cultura la noi în țară la un nivel foarte înalt și în special la noi în județ, unde practic se pune ca prioritară cultura noastră națională. Ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că cultura ne reprezintă și în țară, dar și peste hotare. Am început și v-am spus că totul a început lângă biserică. Nimic nu este de realizat dacă nu trecem prima dată la rugăciune și aici, și de aici pornim. Așa că e o situație fericită, să ne ajute Dumnezeu pe toți preoții, tineri și mai puțin tineri, și toți oamenii care vor să facă din județul acesta minunea pe care alții nu o înțeleg. Vă mulțumesc mult! Hai, bine, taie, ca să vă!
pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvintează. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvintează mâncarea, băutura, pe robii tăi aceștia și munca și viața lor, că sfânt ești în veci. Amin. Vă felicităm! Dumnezeu să vă ajute! La mulți ani! Oftă bună! Mulțumim!